Și acum, cum să faceți acest hunuanci să fie abundent? Îl puteți face abundent? Prin practică, da. Oamenii care lucrează cu voi, instructori, profesori sau maestri, pot să creeze un câmp de ci pentru a vă ajuta să obțineți mai mult hunuanci. Hunuanci este sursa de informație primordială, iar câmpul de ci este conectorul care vă conectează pe voi ca ființă cu acest câmp informațional. În limbajul de specialitate, noi spunem că modul în care creăm un câmp de ci folosește acest hunuanci de asemenea. Deci, ceea ce spun acum, spun de modul în care taoismul, Jinengu, a putut să folosească aceste forțe subatomice pentru diverse necesități umane. Aha. Și trebuie să credem în efectele creării unui câmp de ci. Iar acesta este al treilea aspect. Deci primul aspect este să spunem despre acel lucru că este știință. În 2005 predam mersul pe foc. Împreună cu un foarte bun prieten, un italian, ne ocupam de aceste workshop-uri privind mersul pe foc. Și acolo, primul aspect era legat, este o știință în regulă, pe care dacă țineți cont, toți veți putea merge pe foc. Al doilea lucru este o energie. Al treilea lucru este un egregor al oamenilor care au reușit să facă lucrul ăsta. Dacă 50.000 de oameni au reușit, de ce n-ai reușit și tu? Ai ceva în minus față de ei? Nu. Ce au ei, ai și tu. Atunci, dacă ei au putut, și tu poți. Au trecut atunci aproape 20 de ani. Lucrurile au mers mai departe, la alte nivele de provocare, alte nivele de antrenament. Și atunci noi spunem că, primul aspect, fă să fie știință ceea ce faci, pentru ca să elimini toate îndoielile, toate bâșbelile. Al doilea aspect, adică a neutraliza toate părerile neavenicilor. Al doilea aspect, gândește-te că te conectezi cu un câmp energo-informațional care vine și-și completează toate informațiile pe care tu le-ai pierdut până acum. Și al treilea aspect, gândește-te că în această forță Hunyuan-chi ai creat un câmp de legătură, câmpul de chi, pentru a putea face transfer și a putea să începi să modifici la nivel structural și funcțional abilitățile tale. A, și în acest mod puteți să dezvoltați o încredere, o credință și atunci inima voastră se va schimba și veți crede că problema de sănătate se va vindeca. Și unii pot crede că sunt în regulă cu asta, indiferent de metodă, de hunuanci sau câmp de ci, dar nu știu dacă pot eu să fac. Îi zic, da, există, e adevărat ce spui tu, dar imediat se exclud pe ei. În acest sens trebuie să luați o decizie clară. În mod sigur voi reuși să învăț și să practic Qigong bine. Trebuie să aveți această credință. Pentru că oricine poate să învețe Qigong și să-l învețe bine. Cheia este să aveți determinarea necesară și dacă vreți să-l învățați bine. Așa că, deoarece noi ne-am întâlnit prin această emisiune, înseamnă că aveți această credință. Cu siguranță voi învăța bine. Rudele și profesorii trebuie să vă încurajeze la acest capitol, trebuie să vă aducă în situația să o faceți voi înșivă. Adică nu să stai să tragă profesorii de tine sau părinții, hai învață, hai fă lucrul ăla. Nu. Cu siguranță îl voi învăța și îl voi practica bine. Dar asta trebuie să crezi. Ca să crezi, trebuie să ai cele trei etape. Toate acestea implică această credință. În tradiția noastră, în taoist, se numește Qin Li. Este o putere a inimii. Dacă crezi cu adevărat, viața ta se va schimba și va fi o putere
o putere de schimbare în inima ta. Și aceea ce lui în Kung-Fu tradițional înseamnă puterea credinței. Ea va juca un rol important în viața voastră și veți putea să vă transformați în motiv, să vă creați motivația necesară pentru practica voastră. Și mulți mă întreabă ce e motivație. Motivația este acțiunea prin care găsesc mai multe motive de a face decât de a nu face.